Psalmul 14, un psalm scurt, un psalm dur. Traducerea Cornilescu este indulgentă cu felul în care încadrează terminologia psalmistului, ce nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. O traducere, cred că mai corectă și mai literară, ar fi prostul, zice în inima lui. Este absolut o prostie, o tâmpenie ca să negi în inima ta, în trăirea ta, în vorbirea ta, existența lui Dumnezeu. Nouă nu ne place o limbaj așa de dur, o vorbire așa de dură, dar pentru Biblie este ceva total obișnuit ca să trateze cu duritate starea omului de păcat și răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu. Suntem deranjați și poate că este bine că suntem deranjați, pentru că este cumva, dacă nu o urma pocăinței noastre, măcar o urma bunului simț care a lucrat biserica noi de-a lungul anilor, când auzim cuvinte de genul prost. Și luăm un pas înapoi când auzim că Dumnezeu folosește asemenea limbaj când se adresează oamenilor. Nu știu cum te-ai adresat tu copilului tău care, la maturitate fiind, stând față în față cu tine, ar spune că nu existi. La un moment dat ai zice, măi, copile, ești prost. E clar, e evident. Eu ți-am dat viață. Din cauza mea trăiești, din cauza mea existi, eu te-am crescut. Și omul totuși, în zilele noastre, din ce în ce mai mult, nu numai că în inima lui are această convingere că nu este Dumnezeu, dar are și obrăznicia ca să o declară și să se fălească cu ea. A fi ateu este acum la modă. A fi ateu este ca să fii emancipat. A fi ateu este ceva care arată că ești un intelectual. Nu știu unde am citit că la un moment dat, cred că fostul președinte Iliescu, când a fost întrebat că ce gânduri are el despre Dumnezeu, zicea că el este liber cugetător. Și au fost unii savanți în țara noastră care au zis, uite, avem și noi oameni intelectuali. Vai de el! Fără Dumnezeu și fără convingerea, credința lăuntrică că există Dumnezeu, Biblia ne categorizează ca și fiind proști, nebuni, chiar clinic vorbind, irecuperabil. Asta înseamnă să fii prost clinic. Nu mai ai ce să facă cu tine. Prostul care a devenit prost, și toți suntem în pericol de a deveni proști, Dumnezeu ne naște sănătoși și noi ne prostim în timp. Nu punem mâna pe cărți, nu studiem, nu punem mâna pe scriptură și ne trezim la 30 de ani, la 40 de ani și suntem realmente proști. Dar omul clinic e irecuperabil. Poți să-i citești, poți să-i cânți, poți să-i faci tot felul de terapii. Din starea lui nu-l mai scoate decât o minune a lui Dumnezeu. Prostul, nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Psalmul prezintă patru etape sau patru efecte, patru fațade a ceea ce înseamnă nebunia sau prostia ateismului, înainte ca să termine cu o rugăciune care arată perspectiva sau nădejdea, siguranța credinciosului. Primul rând, psalmistul ne arată de la versetul 1, în versetul 1, care este crezul celui prost, crezul celui nebun, crezul ateului. Până la urmă și ateul are un crez, are o teologie, gândește ceva despre Dumnezeu. Nu există om fără crez, nu există om fără convingeri, nu există om fără credință. Și chiar și nebunul acesta, chiar și omul în starea lui de prostie, o prostie așa de cumplită încât neagă existența lui Dumnezeu, care Biblia ne spune că se vede limpede când te uiți la ceruri și la stele și la natură, este imposibil ca să nu-L vezi pe Dumnezeu. Crezul este unul simplu, o convingere lăuntrică care spune în inima lui că nu există Dumnezeu. El zice în inima lui, nu este Dumnezeu, și acest crez dă naștere la o practică exteriorizată. El asta crede în lăuntru lui, verbalizat mai puțin sau mai mult, și în mod practic el asta trăiește. Chiar dacă nu o spune niciodată, chiar dacă îl întreb tu ce ești, eu sunt creștin, eu sunt ortodox, eu sunt baptist,
În inima lui, în adâncul inimii lui, convingerea lui este, nu este Dumnezeu. Și această convingere se externalizează la un moment dat și vezi în faptele lui, el trăiește precum nu este Dumnezeu. Foarte mulți baptiști atei sunt. Foarte mulți penticostali atei sunt. Foarte mulți ortodoxi atei sunt, adventiști care sunt atei, pentru că ei trăiesc precum nu există Dumnezeu. În adâncul inimii lor, ei spun nu este Dumnezeu. Vin la biserică, ascultă predici, ascultă cântări, alță rugăciuni și ies afară și spun prin viața lor, eu în adâncul meu, deși n-am curajul să spun, zic nu este Dumnezeu. Oare ce spune viața noastră despre convingerea noastră în inima noastră, în lăuntrul nostru? Ce zic oamenii că zicem noi acolo în ascunsul inimii noastre despre Dumnezeu atunci când privesc ei la viața noastră? Unde ne încadrează ei pe spectru nebunului și credinciosului? Trăim ca și niște nebuni care zic în lăuntrul lor și trăiesc ca atare că nu este Dumnezeu? Sau trăim ca și niște credincioși? Trăim ca și, dacă punem în contextul de dimineață, trăim ca și Maria sau ca și Iuda? Dacă îl întrebai pe Iuda dacă crede în Dumnezeu, cu siguranță zicea că da. Și totuși, cu credința lui de iudeu, a vândut pe Fiul lui Dumnezeu. Al doilea rând, psalmistul ne arată efectele acestei nebunii, efectele prostiei, efectele ateismului. De la versetul 1 începând din partea a doua versetului și până la versetul 3. Vedem că una dintre efectele este că ea produce stricăciune. Prostia aceasta a ateismului, a convingerii în lăuntrul tău și a trăirii ca atare că nu este Dumnezeu, aduce stricăciune. S-au stricat oamenii, s-au defectat, s-au ruinat. Din punct de vedere moral, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere psihic, din punct de vedere de relaționare, s-au ruinat total. Pentru că trăiesc cu această convingere că nu este Dumnezeu și omul nu a fost creat să trăiască fără Dumnezeu. Omul nu poate fi sănătos, el este stricat fără Dumnezeu. El nu știe cum să trăiască, el nu știe cum să iubească corect, el nu știe cum să relaționeze, el nu știe cum să gândească. Absolut tot ceea ce este omul devine alterat în momentul în care această prostie ia efect în viața lui. Este ca și o mașină care n-are cum să meargă fără benzină, da? Sau fără ulei. Inseparabile. Aparatura este toată acolo, dar dacă nu are acel element necesar, nu poate funcționa. Nebunul, ateul, este la fel. Este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toate elementele sunt acolo. Are personalitate precum are Dumnezeu. Are gândire precum are Dumnezeu. Are simțire precum are Dumnezeu. Este o oglindire, deși o oglindire slabă acum în căderea păcatului a lui Dumnezeu și totuși el nu poate funcționa cum este intenționat să funcționeze pentru că lipsește ceva. Lipsește Dumnezeu din viața lui, lipsește Dumnezeu din mintea lui, lipsește Dumnezeu din inima lui. Și separat de Dumnezeu, el este stricat. El este ruinat, irecuperabil, dacă Dumnezeu nu face o minune în viața lui. Immanuel Kant, cred că zicea la un moment dat, marele filosof, că dacă Dumnezeu nu ar exista pentru sănătatea psihică a omului, omul ar fi nevoit ca să-l inventeze. Am fost creați să ne închinăm lui Dumnezeu. De aceea existăm. Catechismul de la Westminster și alte catechisme reformate au ca prima întrebare care este scopul suprem al omului. Și răspunsul este scopul suprem al omului este să dea slavă lui Dumnezeu. Și orice om care nu trăiește în acești parametri este stricat, este defect. N-are cum să fie împlinit, n-are cum să fie cu adevărat bucuros. Nu contează câtă avere are, nu contează câtă bunăstare are, nu contează câtă distracție are. Atunci când stă el cu sine în adâncul inimii sale, el știe, el simte că ceva lipsește, că este defect. Și lucrul acesta se datorează pentru că mintea lui, în nebunia lui, a împins afară din conștiința lui pe Dumnezeu. În al doilea rând, psalmistul spune că această prostie,
Această nebunie a ateismului produce urăciune. S-au stricat oamenii și fac fapte urâte. Sunt stricați în mintea lor, în lăuntrul lor și starea lor lăuntrică se revarsă în faptele lor prostești și nebunești. Ateul este bolnav în gândirea lui și este bolnav în trăirea lui. Biblia ne spune că din inimă ies toate aceste lucruri. Dar ele ies până la urmă din inimă. Toate gândurile rele, toate pornirile negative, până la urmă dau naștere la o trăire stricată și urâtă. Nebunia aceasta produce urăciune. Dacă nu mă credeți, priviți în jurul nostru, priviți în ceea ce se întâmplă pe scena politică, felul în care această nebunie a ateismului a început ca să legifereze urăciunea. Canada a legiferat acum că e ok să ai relații sexuale cu animalele. Nu e mare lucru pentru ei. Cei care îi conduc și cei care îi votează, din stricăciunea din inima lor, s-a produs un trai urât. Și până acolo încât trebuie să-l legifereze ca nu să fie cumva condamnați de nicio lege. Legea lui Dumnezeu a aruncat-o la gunoi și legea omenească au schimbat-o ca să ateste pornirile lor urâte. În al treilea rând, această prostie, această nebunie a ateismului produce o simptomă contagioasă. Ea este contagioasă, ea este universală, ea infectează pe toți cei care stau în preajma ei. Vorbea lui Marius Cruceru de la Oradea, prostia este într-adevăr universală. Toți sunt proști. Ca să spune și psalmistul, dacă citiți, toți sunt nebuni. Toți ne naștem așa. Este nevoie ca Dumnezeu să ne nască din nou. Este nevoie ca Dumnezeu să ne vindece. Este nevoie ca Dumnezeu să ne schimbe mintea, să ne dea o inimă nouă. Noi nu suntem nebuni sau proști așa că suntem necitiți. Noi suntem clinici. Știi, vine doctorul și te bate cu ciocanul ăla mic pe genunchi și nu ai niciun reflex. Da? Pun aparatul ăla la cap și nu bipăie nimic acolo. De ce? Pentru că ești mort în păcatele tale. Pentru că ești mort în prostia ta. Ești viu în urăciunea ta, ești viu în păcatul tău. Dar din punct de vedere de viață spirituală, din punct de vedere de convingerea ta lăuntrică, dacă Dumnezeu nu te-a adus la viață, toți sunt în această stare. Pavel spune în Romani 1:28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Dumnezeu nu trebuie să vină să blesteme pe nimeni. Ne-am blestemat noi prin păcatul nostru. Tatăl nostru, Adam, ne-a blestemat prin alegerea care a făcut-o și toți suntem zămisliți în păcat, în prostie, în nebunie. Tot ceea ce e nevoie ca Dumnezeu să facă, ca aceste lucruri să-și ia efect, să meargă la bun sfârșit, e să ne lase. Dacă Dumnezeu nu se apropie de mine și nu se apropie de tine, dacă Dumnezeu nu lucrează această minune în noi și ne lasă în mințile noastre blestemate. În Roman 5, Pavel ne explică și parafrazez, dar vă îndemn să citiți acasă, că cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și păcatul, spune Pavel, s-a răspândit la toți. Această nebunie, această prostie a omului, că poate trăi precum nu există Dumnezeu, că poate avea această convingere fără a avea niciun efect asupra vieții lui, că nu există Dumnezeu, este absolut universal. Ceea ce variază este gradul la care această convingere nebună îți implementează dorințele în societate. Într-o societate care este ghidată după principii iudeo-creștine, aceste efecte sunt cumva ținute înapoi. Aceste efecte sunt cumva temperate de faptul că societatea este de așa o natură încât ea oprește aceste porniri. Dar dacă mergeți în alte societăți în care aceste principii nu există și să vedeți ce haos este acolo, ce se întâmplă când Dumnezeu realmente lasă un popor în mintea lor blestemat. Viața omului nu mai are nicio valoare.
Oamenii sunt uciși pe stradă precum ar fi animale. Mai rău. În India, vaca are mai multă prioritate pe trecere decât omul. India, de exemplu, este țara numărul 1 în lume, la ceea ce înseamnă rata de viol. Nici nu poate fi calculată. Egal cu zero să violezi o femeie în India, ca și în Vaslui, în România, da? Dar dacă calci o vacă pe trecerea de pietoni, vei fi pus la moarte. Lăsați în mintea lor blestemată. Prostia ateismului este absolut universală. Și dacă nu este combătută de harul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu lucrează în societate, în biserică și în viața individului, i-aș duce cursul până la sfârșit și îl duce pe om la pierzare. Al treilea rând, psalmistul ne arată persecuția acestei nebunii. Nebunia ateismului necesită intoleranța. Nebunia ateismului produce intoleranța. Ea nu poate să tolereze decât ceea ce ea crede. Ea nu poate să tolereze alte credințe, alte convingeri. Versetul 4. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea. De mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea. Deci cauză, și-au pierdut mintea. Da? Sunt nebuni, sunt proști, sunt atei. L-au scos pe Dumnezeu din ecuație. Efect, mâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea. Efect, cauza aceasta și efectul acesta se vede în orice societate care a respins pe Dumnezeu. Da? Comunismul vine pe scena istoriei, efectul imediat asuprirea oamenilor. Cum Dumnezeu este scos dintr-o ecuație civilă chiar, automat persecuția este necesară. Ateul nu suportă dovezile lui Dumnezeu. Ateul nu vrea ca să privească în jurul lui și să vadă vreo dovadă că Dumnezeu există. La ateu este frică de prezența lui Dumnezeu. Nu vrea să o vadă manifestată în biserici, de aceea vrea să le închidă. Nu vrea să o vadă manifestată în familii, de aceea vrea să le distrugă. Nu vrea să o vadă manifestată în căsătorie. Pavel spune că această taină a căsătoriei între bărbat și femeie este un tablou a dragostei lui Hristos pentru mireasa sa. Voi credeți că agenda homosexuală, agenda Uniunii Europene și agenda Americii împotriva căsătoriei monogamă heterosexuală are ceva de a face că ei sunt libertini? Nu, ei nu vor să mai vadă tabloul lui Hristos și a miresei sale pe acest pământ. Vor să ucidă orice dovadă că Dumnezeu există. Nu vor să o vadă în societate, nu vor să o vadă în religii, nu vor să o vadă în familii. Pentru că înăuntru lor nu vor să se confrunte cu adevărul că Dumnezeu există. Nu vor să se confrunte cu adevărul că Dumnezeu este real. Cred că am citit undeva, nu mai rețin dacă am citit sau am povestit cu cineva despre un medic care bântuie de gândul acesta că trebuie să existe un creator. Un medic care știa foarte bine biologia, care știa foarte bine anatomia, care știa că este imposibil ca aceste mâini, acești ochi, această gură, acest creier ca să vină numai așa din întâmplare. La un moment dat, bântuit de acest gând, a ajuns așa de traumatizat încât nu mai putea să se uite în oglindă. Zicea el că atunci când se privea în oglindă și vedea ochii lui și privea la înăuntru ochii lui în oglindă, înțelegea, știa înăuntru lui că așa ceva nu este de întâmplare. Ochiul nu apare din nimic. Dumnezeu l-a creat, l-a ordonat, l-a gândit. Și omul acesta, bântuit de acest gând, nu putea să se uite în oglindă. Ateul este nevoit să distrugă dovezile care atestă că Dumnezeu este real. Versetul 5. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Vor tremura de spaimă nu pentru că sunt amenințați, nu pentru că sunt striviți, nu pentru că sunt omorâți, ci pentru că neprihănirea lui Dumnezeu se arată în mijlocul credincioșilor și ei nu suportă să vadă prezența lui Dumnezeu. Veniți-vă dimineață, la un moment dat soborul hotărăște că nu numai Iisus trebuie să fie omorât, dar Lazar.
Lazar era o amintire prea puternică de faptul că Iisus a spus adevărul și este cine spune că este. Ei nu puteau ca să știe că Lazar mai există. Și era hotărât să meargă să-l caute pe Lazar și să pună mâna pe el, să-l ucidă, ca să nu trebuiască să se confrunte cu această realitate că Dumnezeu există, că Dumnezeu este adevărat. Ei tremură de spaimă când văd prezența lui Dumnezeu în cei neprihăniți. Și caută să distrugă pe toți cei ce reprezintă pe Dumnezeu. Ei vor să-i mănânce ca pâinea. Toate societățile opresive, în fel sau altul, au căutat să distrugă instituțiile creștine, valorile creștine, bisericile și așa mai departe. Și astăzi se întâmplă același lucru, ei caută să ne mănânce ca pâinea, dacă ar putea, doar cu alte metode. Au încercat cu comunismul, n-a lucrat, a venit libertate. Au încercat să legifereze anumite lucruri împotriva noastră, n-a lucrat, ne dau tot felul de libertăți. Nu pot ca să ne amenințe cu sabia, ne pervertesc cu banii. Nu pot să ne pervertească cu banii, găsesc ei alte metode. Întotdeauna. Nu suportă ca să vadă pe Dumnezeu reprezentat în starea lui neprihănită în mijlocul poporului său. Și caută să distrugă orice dovadă că Dumnezeu este adevărat. Ba mai mult, al patrulea lânț, salmistul ne arată care este starea de batjocură acestei nebunii, acestei prostii. Ateul nu este satisfăcut doar să asuprească pe cel credincios, el trebuie să-l umilească. Nu este suficient ca să-i închidă biserica, nu este suficient să-l arunce în pușcărie, el trebuie să râdă de el. El trebuie să-l scuipe în față, el trebuie ca să se simtă superior. Pentru că bătălia lui, de fapt, nu este cu credinciosul, ci este cu Dumnezeu. Râdeți voi, versetul 6, de nădejdea acelui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. Credința ateului, crezul lui, îl obligă să facă acest lucru. Este robit de Dumnezeul lui, de Dumnezeul acestui văzduh, de Satana care îl împinge, care îl conduce, care l-a înlănțuit în acest sistem teologic, care nu lasă să fie satisfăcut până când n-a călcat pe Dumnezeu în picioare, în inima lui și în jurul lui. Până când ceea ce crede nu se manifestă în ceea ce face, până acolo încât el trebuie să batjocorească pe cel credincios. Are o reală satisfacție în ceea ce face atunci când nu numai că asuprește pe credincios, dar își bate joc de credința lui. Credinciosul, în schimb, vedem că are o singură nădejde și o singură siguranță. Ultimul verset, versetul 7, prezintă această nădejde și această siguranță. Începe cu o rugăciune, prima parte a versetului, începe cu o rugăciune și se termină cu o afirmație a siguranței credinciosului în credința sa. O, de a porni din Sion, de a porni de la muntele Sionului, de a porni de la Dumnezeu izbăvirea lui Israel. Clar, o rugăciune de of, de lament. Adevărul e că oricât de, între ghilimele, puternic ești, oricât de vertical, oricât de tare ești, până la urmă te saturi de atâta prostie. Deci, realmente, chiar dacă nu te afectează în mod direct, chiar dacă nu vine să-ți ia acasă, nu mai poți porni televizorul, nu mai poți plimba pe stradă. Zalău, care este până la urmă un oraș, am zis noi așa, modest și conservator, a ajuns ca să aibă aceleași aberații ca și alte orașe. Țin minte, eram cu Dani și cu Radu la masă aici, la o pizzerie afară, și vine pe lângă terase un bărbat îmbrăcat ca și femeie, cu fustă mini, foarte lejer. Nicio problemă. În Atlanta, în San Francisco, poate nici nu mă deranja, fiind contextul în care toți sunt nebuni. Deci, mă, Zalău, totuși, știi, Zalău, parcă e cumva protejat așa de munții Meseș, de dealurile acestea și ne-a protejat de atâta prostie, da? Nici vorbă. Ai momente în care zici, Doamne, nu mai pot.
Nu mai pot, nu? Te uiți la cazuri serioase, gen cazul familia Bonnariu. Bine, statul e familia, slavă Domnului că s-a rezolvat acest caz, dar sunt multe altele exact ca și ele. Și sunt multe alte sisteme care funcționează pe același principii. Și înălțăm și noi aceste rugăciuni câteodată de of, de supărare chiar către Dumnezeu, de a porni odată din Sion izbăvirea noastră, de a fi izbăviți din această robie în care ne aflăm pe acest pământ stricat, înconjurați de această nebunie, înconjurați de această răzvrătire. Dar psalmistul nu încheie așa. Psalmistul încheie nu cu rugăciunea noastră, nu cu speranța noastră și nu cu cerința noastră față de Dumnezeu, ci încheie cu a doua parte a versetului 7 care ne arată siguranța credinciosului. Versetul 7, partea a doua, arată certitudinea credinciosului și spune: când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război a poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura. Pentru poporul Israel, atunci când erau în exil, atunci când erau asupriți, atunci când erau batjocoriți, speranța lor și nădejdea lor în Dumnezeu era sigură. Deși deseori cereau lui Dumnezeu: Doamne, grăbește această venire a izbăvirii. Doamne, nu mai putem, nu mai suportăm, nu mai suport să văd poporul tău asuprit. Dar până la urmă ce era suprem nu era acest of și nu era această apăsare, ci era această certitudine că nu dacă Dumnezeu ne va izbăvi, ci când Dumnezeu ne va izbăvi. Și vedem în Sfânta Scriptură că într-adevăr Dumnezeu a dat înapoi prinșii de război a poporului său. Și vedem într-adevăr că Dumnezeu ne-a promis că El la revenirea sa ne va elibera odată pentru totdeauna din tot ceea ce înseamnă stricăciunea acestei lumi. Așa că atunci când noi ne rugăm Domnului nostru ca să ne izbăvească din aceste încercări, ca să ne ferească de asuprirea acestei nebunii, noi nu ne rugăm dacă. Ne rugăm dacă vrea, dacă poate, noi ne rugăm când. Noi știm că Dumnezeu a câștigat deja această bătălie. Noi știm că această nebunie a fost zdrobită deja. Noi știm că această prostie a omului, cel puțin a noastră, a fost învinsă de Hristos. Și așteptăm acum ca El să vină din nou, din Sion să vină izbăvirea noastră și El să intre din nou în mod triumfal pe scena acestei lumi și să ne ia la El, să ne elibereze din corturile acestea de lut. Să distrugă acest pământ și acest cer care au fost pervertite de prostia și păcatul nostru și să aducă odată cu El o creație nouă, desăvârșită, perfectă, în care să stăm în prezența slavei sale pentru totdeauna. Așa că chiar dacă momentan nebunia și prostia este din abundență, chiar dacă simțim efectele acestei nebunii, această stricăciune, această urăciune, această contaminare a societății noastre și chiar a noastră până la urmă. Și noi suntem deseori nebuni, proști. Realmente trăim ca și niște nebuni. Mă uit eu la viața mea, nu la viața dumneavoastră. Mă uit la ceea ce predic și la ceea ce fac și zic: nu pot decât să zic că-s nebun. Distanța e prea mare dintre ceea ce zic că cred și ceea ce fac. Și distanța este prea mare în viețile voastre, dintre ceea ce spuneți că credeți și de felul în care trăiți. Undeva ceva nu bate. La unii dintre noi există o problemă. La unii este un lapsus temporar, la alții este mai grav și mă rog ca Dumnezeu să rezolve în mod permanent această problemă. Chiar dacă acum resimțim aceste efecte, această stricăciune, urăciune, această contaminare, chiar și această persecuție, mai subtil acum, printr-o vorbă, printr-un coment pe Facebook, da? Printr-o privire urâtă de la un coleg și așa mai departe, chiar dacă simțim această batjocoră, cei care din jurul nostru s-au zis, zic, măi, 2016, mai crezi tu în asemenea povești? Copil născut din fecioară, a murit, a înviat după 3 zile, s-a înălțat la cer. 2016, omule, n-ai citit o carte de știință? Chiar dacă toate aceste realități încă le trăim,
Noi știm că atunci când se va întoarce Mântuitorul nostru, noi știm că atunci ne vom bucura cu El pentru o veșnicie și înțelepciunea care noi am primit-o de la Dumnezeu să va adeveri ca adevărată și prostia acestei lumi va fi arătată pentru ceea ce este. Amin? Amin. Amin.